surrender, got a dollar flipped up. I'm trying to get it. Bonnie. Bună. 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 Știe, știe cu mișcarea. Paulu, scuze. Îmi place, dăm mor. Că mai tip asta mai evit. Șocată. Tipa. Ce facem, băieți? Continuăm discuția mai târziu. Hai să mergem să mâncăm ceva. Bă, na, credeam că nu o să fie interesant vlogul ăsta, dar aparent se întâmplă. Myself a sting damn patty, gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me, might smoke bed in heaven. Got a whole agenda, can't aspire to get ahead. So bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT. E foarte ciudată senzația că în video, în vlog o să vedeți că 16 ore din Koh Samui până aici au trecut până... A fost haos. A fost chin așa și ajungi într-o... Cu aceiași bani, asta e interesant. Cu aceiași bani care stăteam în Koh Samui, stau aici. Da. Aveam nevoie să-mi încarc un pic bateriile pe house-ul. Și alergătura pe care am avut-o. Am aici de stat 8 zile, 7 nopți. Încerc să mă reîncarc un pic, să zic așa. Da. Nața din Bangkok. Astăzi este prima zi în care ies din casă și a treia zi de când sunt aici. Am stat, am meditat, am fost la piscină, la sală, la ETC. Și acum am întâlnit cu o tipă cu care vorbesc de ceva timp, dinainte să ajung aici. Și a venit să mă ia să mergem în Ayutthaya. Ayutthaya. Mergem să luăm o prietenă de ei și da. Chani. Chani. Or Chanira. Chanchira. Chanchira. Shakira. Shakira. Shakira, Shakira. Hai să mergem să vedem cum e Ayutthaya. Bangkok o să vizitez Bangkok mâine. Cred că tot cu ea, că înțeles că are concediu de la muncă și dacă știe locurile așa și bla bla. Am după timp să merg și singur. So, let's go. Clinica unde lucrează tipa asta și am făcut cunoștință cu fetele și m-am pus în mijloc și le-am pus săgeata să le înțeleg cum le cheamă. Foarte fain. Am râs mult. Am un local din asta foarte mișto, care chiar e local. Un local local. He's bunny. Un chani. Nu e lumu. Nu, apa. How are you doing? All right? Good. Thank you. One beef or pork? Rice noodles, okay. Big one like a papadeo or medium one like a linguine? Or smallest one like a anchor hand? Medium. Da, mă, mișto. Vedem acum ce mâncăm, n-am nicio idee. Cred că nu dă-l cu vită. A venit și mâncarea, cam așa arată. Bani și-a pus foarte mult zahăr, chili, dacă vedeți. Chili. Chili with? Oil, ok. Cam așa arată, fat noodle. Yeah. Ok, and I have medium noodles or? The medium noodle and I have two small rice noodles. What is this? That is bean. Can I bean. Have that's chili with what? Tomato? Vinegar, ok. Yeah. And this one? Vinegar, the same. Yeah. And what do you So want? You put sugar there, yeah. Sugar and chili. Right.
eventually I'm really dying to train you guys. Okay. So I like to call spicy. And then there's fish sauce. Ah, fish sauce, okay. Where is she? Ah, okay. Bă, uitați-vă și voi ce mașină are. I want to fill the car because she is so small and she have a big car. Are 1.54, frate, Chani. Uitați ce mașină poate să aibă. You have drive license? Okay, what? Is recording? Yeah. Sunt sexy până acum, e cam mult. Nu mai pot. Am făcut cam o oră din Bangkok și o să vă zic pe parcurs așa cam care e treaba cu ăsta. Las niște cadre de pe aici și vorbesc eu ca prostul. Vă explic. Trei informații am și eu. A, las sunt pare, vă le spun. Tu chestie interesantă. Costă 10 baht dacă ești tailandez și 50 de baht dacă ești foreigner, ăsta, turist. I-am dat portofelul să plătească, le-am dat lor portofelul să plătească pe aici, așa că gen au tot plătit ele și la masă și benzină băgat și trebuie să dai, frate, ca să primești. Foarte cald, cred că sunt 39 de grade. Dar partea bună e că nu e așa mare umiditate aici. This is the city? There? It's like... Yeah. Ok, let's see. Hai să vă arăt cum arăta inițial orașul. Uitați așa să vă arăt cum arăta înainte să fie distrus de birmanezi, cum ar veni. Cam așa arăta. Aici era, cred că pe aici e intrare, pe unde stăm. Maybe, da, ceva de gen. Bă, sper că se aude, că nu mai stau să întorc microfon. Cam așa arăta. Și acum să vedem cum arată în prezent. Da, deci în asta scrie în tailandeză și nu înțelegi nimic. Și în asta scrie în engleză, care e pentru foreigneri. Da. Cam asta e. Așteptăm pe banii că au trimis-o. Trebuie să-și iau... Stă mai lungă, că n-are voie... Aici scrie că n-ai voie să te urci pe asta. N-ai voie să mănânci și să bei înăuntru. Zona-i doar apă. Și n-ai voie cu cât descoperit, n-ai voie fără bretele, n-ai voie cu topuri, n-ai voie cu... Hai că vă arăt de fapt pe mine, ce dracu. Și banii avea mini skirt de aia, mini fustă, cum se numește, fustă de asta și n-au lăsat-o. Și nu știu, s-a lăsat cum să ieșea de undeva, cred că poți să-ți iei de la intrare. Da, și închiriază o chestie de aia pe care o pune pe aia și... Ca în toate templele, de fapt, că aici cam așa e. Dar nu știu cum de... De fapt, aici nu e templu, nu știu de ce, că e o chestie istorică. Dar mă rog, pentru că statui cu Buddha și de aia. You are a tourist now! So you rent it or you buy it? เช่าหรือเช่าหรือ I buy. I buy. เท่าไหร่ Yeah, it fits good. Yeah, you're amazing. Până în 1939, Thailanda se numea Siam și în 1939 au decis să numească Thailand, care înseamnă Thai Land, însemnând țara oamenilor liberi, Thai însemnând liber și land, teritoriu, efectiv.
Înainte se numea Siam și capitala era, a fost pentru cred că mai mult de 800 de ani, a fost aici în Ayutthaya, care e la o oră de Bangkok. Mi se pare că înainte nici nu știu dacă exista Bangkok ca oraș. Și în 1700, nu știu cât, a fost atacat de birmanezi, de oamenii din Myanmar. A fost distrus tot, apoi a fost părăsit pentru, nu mai știu ce perioadă, sincer. Deci am găsit multe informații, ba 10 de ani, ba puțin. Ideea e că atunci când s-au întors, nimeni nu știa de capul ăla lui Buddha și când s-au întors au văzut că a crescut un copac peste. Capul a rămas în exterior, adică a rămas cu fața spre exterior ca și cum vede. N-a fost acoperit de tulpina copacului sau de rădăcină, mă rog, că e cumva copac pe un zid, așa a crescut. Cam astea sunt informațiile pe care le-am și eu despre orașul ăsta. Au rămas ruine și acum e cumva un oraș istoric. Nu sunt foarte mulți turiști, majoritatea sunt localnici. Și în cazul în care am spus niște informații greșite sau eronate, corectați-mă voi. O să încerc să le verific și eu când editez, să pun informația în ca o subtitrare, pun pe ecran dacă am greșit ceva. Deși cred că am asta e principal. So, how you say good night in Romanian, Gianni? Noapte bună. What can I say hi in Romania? Bună. 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 You funny. Guten Tag, Bani. Hello, Guten Tag. How is good night in Romanian? Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Bani este asistentă medical în Germania. You are nurse, right? In general, in Germany. Că e asistentă medicală în Germania de mulți ani și familia ei stă deja acolo și Chani este asistentă la beauty, plastic, este surgery. Plastic surgery, da, la asta cu operații estetice. Hai să vedem dacă putem să urcăm pe aici. Mă, ce scări mari. Mă, ce culori frumoase sunt. Le-am apus. Hello, Bunny! Hai să vedem dacă putem să intrăm înăuntru. Mă, o să le vieci. O să le vieci aici, frate. Nu știu dacă auziți. Se văd, uite. Mă, miroase rahat de șoareci, așa. Cred că sunt, oare, șobolani? Zice că în cripta asta s-au găsit niște chestii aici. În cripta... Cea mai mare criptă din Thailanda, conține diverse obiecte de aur, sau mă rog, conținea, care aparțineau regilor care au fost aici. Gold pogoda, royal insignes. Da, deci cam astea sunt obiectele care au fost găsite pe cele categoriile principale. Și hai să vedem dacă mai există ceva. Unde e foarte cald. According to Ayutthaya Chronicle King. Da, nu știu. Nu știu, mie mi-e de lege, știa că miroase de mori. Uf, dar de ce sunt singur? De ce nu mai sunt oameni aici? Am intrat singur nebun. But there are bats inside. Smell bad, yeah. You've been there? Ah, okay. Băi, un copac aici fix la intrare. Măi, iar dai loc. Și uitați și eu cum arată florile astea care cresc, sunt foarte mișto. Iar dai loc, acolo. Îl mă ghim în hiu, te-a
Explain me about that. What's that? I don't know. The girl over there, she said this can eat, make in the soup. Okay. This one. Ah, fac supă cu like chestiile astea de în mijloc. Safran, right? It is safran. Șofran? Yeah. Ah, this is șofran? Yeah. Ah, okay. Ah, okay, so this is safran. Yeah. Ah, ăsta e șofranul, frate, nu știam că ăsta e. Interesant, deci crește niște plante. Bă, nu știu, sper că nu mă înșel sau că n-am înțeles ce e greșit, că nu știu nici ea în ce e exact. Ne-a zis o doamnă acolo că le alegea, că le pun în supă și nu știu ce chestii. Interesant. Thank you. Deci că gătesc florile alea, le folosesc în mâncare, ceva supă sau ceva de genul, nu știu. Mai e foarte cald, sunt 40 de grade. Ora 6, 40 de grade, e moarte. Nu mai pot, nu mai pot. Da, trebuie să-ți a pus mișto în spate. No, no. Hollywood. Hello, Hollywood? No, I look like Hollywood? Yes. Yeah. Hollywood. He say you handsome like the Hello. Superstar. Perfect. Good. No. Thank you. Ce că arăt bine ca un star Hollywood. Zice asta mică că a zis. Ok. Ok, Hollywood star. Hollywood gata. Star. Hollywood star, frate. Și copilul de la grădiniță. A fost traficul ca dracu. Noi să mâncăm la... How is called this food? Mucata. Mucata? Yes, the grilled pork, barbecue. Ah, ok. And they put it on the table in front of us. Și pui tu chestiile de mâncat acolo. Nu știu cum e, n-am mai încercat până acum. Am mai văzut la alte persoane și am mai văzut că am trecut pe la restaurante. Dar cred că e interesant să mănânci cu cineva, nu singur, să spui tu. Nici nu știu ce exact. Vedem și noi acum cum se întâmplă, cât costă. Treburi de genul. Where she go now? She's over there outside. I wait baby, no video. I explain you first. Explain me. Okay, I won't film you. But just explain. I think that why I was shocked. I think first time in the beginning I think she's kidding, but she talked many times. I don't know what to say. I don't know what to say. But let's eat and. But I not care because. Bă, stai să vă zic ce s-a întâmplat. But. Hai în România. Oh, ok. Bă, deci tipa asta care m-am văzut. Mai e cu prietena din spate pe care ați văzut un videoclip de azi. Și mi-a zis că e puțin supărată și așa și întrebat ce s-a întâmplat și a scos să-mi zică ea. Și am așa cum să mâncăm, mă rog, tipa asta din spate s-a dat jos așa și s-a apucat să-mi zică că supărată pe ea, că a greșit cu GPS-ul mai devreme și am ocolit vreo 20 de minute în fine și că mai e și altceva. Și zic, ce? Și zice, nu cred că pot să zic. Și zic, zi mă, ce s-a întâmplat? Ce? Am greșit cu ceva, am făcut o simtă nașpa, nu știu ce. Și că nu, gen, că mi-a zis că te vrea. Și a zis, e gen, noi ne-am întâlnit, ne-am cunoscut. Și că nu, mi-a zis că chiar te place mult de tot și dacă pot să... Ce facem, băieți? Ziceți voi. Amândouă? Încercăm cu amândouă? Eu zic că... Dar e supărată că i-a zis, deci nu cred că merge. Nu știu ce să zic. Păcat. Sau nu știu, hai să vedem. Mâncăm și poate discutăm asta. Mă rog. Da, moment un pic cringe, mai ales că ești prietene de când au... Sunt prietene de la 4 ani, 5 ani, ceva de genul. Cringe. I don't care because I think I know you. I think yeah. I can...
Are încredere în mine, frate, că nu se întâmplă nimic. Că mai tipa asta m-a invitat. Șocată. Tipa asta m-a invitat joi să mergem într-un alt oraș și tipa asta lucrează, dar m-a întrebat cu ea în mașină dacă vreau să merg cu ea în alt oraș. Am zis, mergem că cunoaște orașul, bla bla. Continuăm discuția mai târziu, hai să mergem să mâncăm ceva. Bă, na, credeam că nu o să fie interesant vlogul ăsta, dar aparent se întâmplă. Ce să zic? Ce să înțeleg? Dați în comentarii părerea voastră. Oricum o să vedeți destul de târziu asta, deci s-a comis ce s-a comis. Când vedeți voi. Asta este, dacă nu urmăriți pe Instagram și nu pe live. Donați, băieți, donați, ca să aflați mai live totul. Glumesc. Deci ne punem pe scăunele. Ne punem pe scăunele. Ne-am pus pe scăunele aici și așteptăm acum să ne cheme că e full gen, dar e listă. It's waiting list, right? Yeah, waiting list. They wait too. Da, da, ok. Deci mai sunt persoane care așteaptă, vedem ce se întâmplă. Și gata, ne-au strigat să mergem la masă. Numărul 77 am fost. Mamă, cere 7 ăsta, mă urmărește peste tot. Cristi, dă și mie like aici sau subscribe dacă mă vezi. Ah, ok, hai să vă arăt cum arată. Can I take the apple? That's super! Deci se pune un fel de supă acolo. And inside is fire? Yeah, ok. Deci e foc în aia acolo și se pune și cred că... Ah, ok, uite și vin multe chestii așa, deci ca la oameni niște. Vă filmez când vine mâncarea, să vedem ce punem acolo. Ah, it looks like it's a list. Ah, ok, it's a list with everything și fiecare chestie costă, vedeți și voi acolo, prețurile 100 de bați înseamnă 14 lei, faceți voi calculele, oricum nu înțeleg ce sunt. Just yogurt, grape și peach. Cum dracu să pui piersică pe grătarul ăsta, dar nu înțeleg. Just that we... Soju. Ah, ok, ok, deja fierbe ciorba de potroace, uitați-mă să vede focul înăuntru acolo. Te pup banii. Mergem în oraș, facem nebunie. Ce? Wow. Au venit și băieții cu lucruri, de aici acolo sunt... Ne-au dus cola mare așa frumos, ca la târg. So here, like, seafood? Nu știu ce, mamă frate câte chestii. Ok, să vă arăt. That's mushrooms, right? Mushrooms, that's squid, and some pork. What's that? Liver? Liver. I think I eat anything. Mănânc tot ce îmi dai, viar. What's that? Oh, it's fat. Ah, ok, and you put it first, ok. Deci ai grăsime și o pune prima dată așa. Vara mea a pus creveții... Shrimps, right? Shrimps. Le pune la fiert aici, în supă. That's squid? Squid, ok. Mamă, a pus mâncațe și dana, mamă, cred că mâncăm dane. Bun. That's like bacon or something. Pork fat. Yeah, pork. Mamă, ce mișto arată asta. Bă, asta chiar îmi place. So what's here? Like squid, liver, that's pork, that's tofu. That's tofu. Shrimps. Eggs. Wow. Mamă, ce faci aici? You mix them all? Ok. Vara mea a pus acolo frumos. Se întâmplă nebunie mare. Ok. Și aici avem așa, asta să vă arăt. Astea sunt ciuperci. Foarte mișto, astea sunt chiar bune. That's varză. That's... Nu știu ce e asta. Gărteață de asta așa. Să mai vedem ce mai e dedesubt aici. Cabbage, ah, ok, noodles, eggs, ok. Interesting, nice.
Cam așa se întâmplă, să comite. Mamă, ce a făcut aici? And... Mamă. We have more, two more eggs there. There, da. Varză. Bă, nu știu, sincer, mi se pare că arată foarte tasty. Știe, știe cu mișcarea. Paulu, scuze. Și în asta cred că mâncăm în... What's that? What is it? Sos? Of what? Not too spicy? Este un sos de... Nu știu, arată interesant, nu știu ce poate să fie. O să gust și vă zic. Mamă, dar ți-ai pus viața mea. Ți-ai pus viața mea, credeai că ți-l ia? Glumesc, sunt prost rău. Bă, arată foarte interesant. Nu știu varza aia cât rost are. What's that? Salali. Salali. Yeah, that's good, yeah. Băi, pătrunjel cred că e. But this, what is this? Morning glory? Morning glory. Morning glory, it's okay. Morning glory. Radio Guerilla. Mamă, dar nu înțeleg ce... And what we do with that? Ok, it's too much. We need to finish? We will. Wow, mamă, dar cu le arunc acolo, zici că îmi duci mânie așa un pic. Poate... Uitați cât e, mă, frate. Păi și cu... Bă... Mă simt useless de rău, de tot că nu știu să fac nimic. Dar aici, de ce dracu mai plătești? Că mai mult gătești tu decât. Bă, deci gata, cam asta e, închei vlogul. Ideea e că se ia carne de acolo, se tot pune acolo. Și e excelentă. Sosul ăsta e super bun, e puțin spicy. Ei le-și mai pun chili, dar e prea spicy pentru mine. Dar faptul că e carne de acolo și faci pe grătar e puțin românește și îmi place, dă mor. Bă, am uitat să vă zic ceva, nu uitați, subscribe, like, comment. Și dacă vreți să ajutați cu ceva mai mult, aveți în descriere toate detaliile. Vă pup, vă iubesc, la revedere!